În cadrul celui mai mare festival studențesc din România, Unifest, studentele la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș s-au delat în competiția frumuseții și inteligențe pentru mult râvnitul titlul de Miss Unifest 2014. Pentru că titlul de Miss nu înseamnă doar frumusețe, criteriile după care juriul a desemnat câștigătoarea au fost și felul în care ea știe să își pună în valoare darurile native, pentru a completa o imagine de eleganță, stil și distinție. Concurentele au îmbrăcat costume populare autentice și au etalat talentul și au făcut față cu brio întrebărilor de tip fulger din partea organizatorilor, iar cea care a încântat juriul și publicul cel mai mult, reușind să câștige titlul de Miss Unifest, a fost Andrada Bojan, studentă la farmacie în anul întâi. Momentele artistice susținute de către studentul Adrian Red și trupa de balet formată din Nicoleta Ciungara, Claudiu Vartolomei, Diana Guțiu, Norbert Wellman, Vlad Salahub au completat o seară reușită. În programul festivalului au fost cuprinse evenimente precum competiții sportive, petreceri, traininguri de formare personală și team building, turnee, piese de teatru, evenimente book exchange și proiecții de filme.